Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Picătura Verde, emisiune în care vorbim despre sănătate, picătură cu picătură. Astăzi o avem invitat pe doamna dr. Monica Spânu. Bine v-am găsit! Bună ziua, bine v-am găsit! Iar subiectul discuției de astăzi este diabetul. Doamna doctor, puteți să ne vorbiți puțin despre diabet, de câte tipuri este și ce este? Ce este diabetul? Este în primul rând o boală foarte frecventă, o boală din ce în ce mai frecventă. Atât la copil, unde predomină diabetul de tip 1 insulinodependent, apare la vârstă fragedă și are nevoie de insulină pentru tratament, cât și la adult e tot mai frecvent, aici predomină diabetul de tip 2, non-insulinodependent, pe care îl tratăm cu medicație, cu antidiabetice orale. Pe ansamblu, numărul de cazuri de diabet a crescut dramatic în ultima vreme, indiferent ce statistică ați folosi și din ce țară, peste tot în lume diabetul crește foarte mult ca și număr de cazuri. Diabetul este așa numită boală domnească, pentru că este boala omului bine hrănit, în ghilimele, da, bine hrănit nu înseamnă neapărat că e corect hrănit, omului sedentar și a omului care nu face mișcare, nu are grijă de el și nu își trăiește viața corect în anumiți parametri. Dar afirmativ sau aproximativ omul consideră că o duce bine. În schimb, apar aceste boli tăcute, diabetul, hipertensiunea arterială, ateroscleroza, obezitatea, de multe ori apar împreună în ceea ce se numește un sindrom X metabolic, iar consecințele sunt nefaste. Trebuie să faci tratament tot restul vieții, îți scade vigoarea, îți scade vitalitatea, nu mai poți să faci tot ceea ce îți dorești în viață având aceste boli la activ. Ce determină fizic apariția diabetului? Fizic, organul implicat este pancreasul și apare o problemă la utilizarea insulinei, fie că nu este suficientă, fie că nu este utilizată corespunzător de către organism. De aceea, în ultimă instanță, indiferent de tipul de diabet, când nu mai ai ce face, pacientul ajunge să folosească insulina. Ce se întâmplă în organism atunci când se dereglează metabolismul substanțelor de bază? În diabet se consideră, în primul rând, că se dezechilibrează metabolismul glucidic. Și lumea are impresia că dacă nu mai mănâncă zahăr sau dacă are grijă doar de această problemă, în rest se rezolvă lucrurile. Toate metabolismele sunt perturbate în diabet. Este o boală foarte complexă. Metabolismul lipidic, de asemenea, metabolismul proteidic. De ce? Pentru că glucoza este principala sursă de energie. Dacă organismul nu mai poate folosi glucoză, va folosi ca sursă de energie alternativă proteinele și lipidele. Dar folosind proteinele și lipidele apar alte probleme. Proteinele sunt cele care îmi conferă structura organismului. Scade cantitatea de proteine din organism, va scădea masa musculară a organismului. Apare hipotrofie musculară, apare hipotonie musculară, nu mai pot face efort fizic, adinamie, oboseală. Toate acestea îmi afectează viața de zi cu zi. De asemenea, o hipoproteinemie înseamnă că mi este influențată imunitatea. Pacientul diabetic răcește mult mai des. Face infecții la orice nivel în organism mai frecvent, infecții urinare, infecții la nivelul pielii, care se și tratează mai greu. E nevoie de tratament antibiotic, care de asemenea îmi dă organismul peste cap. Deci, vedeți, un simplu amănunt. Nu mai folosesc glucidele, ci folosesc proteinele și câte perturbări apar în organism. Dacă folosesc lipidele, va apărea exces de colesterol, exces de trigliceride, vor apărea corpi cetonici, care conduc organismul spre cetoză sau spre acidoză, de asemenea cu multiple repercursiuni asupra organismului. Doar să vă amintesc faptul că riscul de ateroscleroză este mult mai mare, afectarea atât a circulației mari, macrocirculației, cât și a circulației mici și sunt afectate organele țintă pe care le știm. Ochii, da, suferă frecvent la un diabetic, rinichii, se poate ajunge la dializă, extremitățile, acolo este microcirculația și apar amputații frecvente, gangrena diabetică, piciorul diabetic. Sunt complicații care mi afectează foarte mult capacitatea de muncă, pe lângă faptul că nu mă mai pot bucura de viață în felul acesta. Cum arată viața unui diabetic? Dacă învață să trăiască corect, pentru că de fapt eu asta trebuie să fac. Să învăț din nou cum să mănânc, să învăț să respect odihna, să învăț să respect gândirea, sentimentele, să predomine cele pozitive, să mă reechilibrez energetic și îmi iau corect medicația, alopată sau naturistă de care am nevoie, atunci poate fi o viață quasi normală. Pot face efort, pot să mănânc moderat, câte un pic din toate, din când în când, chiar și puțin dulce, cu accentul pe din când în când. Da? Deci nu tot timpul și atunci viața poate să fie normală, dar trebuie să reînvăț un mod de viață sănătos și trebuie neapărat să respect tratamentul. Când e nevoie de tratament alopat, trebuie luat.
Neapărat. Bun. Aici spuneați că putem să ne ajutăm și cu ajutor și cu produsele naturiste. Da, mai ales în diabetul incipient. Da, acolo unde se și recomandă doar dietă, gemoterapicele mă ajută foarte mult să previn evoluția bolii, să stabilizez organismul și să previn apariția complicațiilor. Diabetul nu doare, ci se manifestă prin complicații. Asta este problema. Gemoterapicele mă ajută, deci și în fază de diabet inițial, dar și în boala deja care a ajuns la o anumită etapă, mă ajută să țin cel puțin complicațiile în frâu, sub control. Dar încă o dată, dacă iau corect tratamentul, dacă fac o dietă, dacă fac puțină mișcare, diabetul nu-l tratez doar cu pastile, căs naturale sau căs alopate. E o boală complexă și are nevoie de un tratament complex. Pacientul trebuie să se responsabilizeze ca să poată să trateze o astfel de boală. Bun. Un pacient responsabil merge la medic atunci când simte că ceva nu este în ordine cu organismul său. Care ar fi primele simptome? Pentru că când, nu doare. Da. Crește glicemia, zahărul în sânge. Peste o anumită limită începe să se elimine prin urină. Urina chiar este dulce mai de mult, așa s-a pus diagnosticul de diabet, s-a gustat urina care era dulce. Deci apare o glicozurie, eliminare prin urină de zaharuri. Automat cantitatea de urină este mai mare pentru că trebuie să elimine mai multe toxine, apare o poliurie. Această cantitate de urină mai mare induce o sete, polidipsie în termen medical, și încet încet se ajunge, datorită scăderii concentrației de glucoză din toate celulele, inclusiv ale creierului, este consumat, este excitat practic centrul satietății și apare o foame continuă, o polifagie. Omul este tot mai obosit, fără să știe de ce. Bea multă apă, urinează mult, mănâncă mult, oboseală. Atunci, dacă se taie, rănile se vindecă greu, tăietura se vindecă greu, deja organismul are imunitate compromisă. Toate acestea ne îndrumă spre un medic ca să facem niște analize de bază, iar glicemia este o analiză de bază. Dacă apare alterată, de acolo se fac alte analize. Bun, acum știm și cum am putea depista un diabet în fază incipientă. De dorit. Diabetul se poate manifesta și cu complicație. Dacă omul nu este responsabil și nu face anumite controle periodice, poate să se trezească din rău cu insuficiență renală, cu edeme foarte mari sau cu o patologie cardiacă, cu un infart, cu un accident vascular cerebral. Scade vederea tot mai mult pentru că apare retinopatia diabetică. Da, deci nu este de glumă. Odată pe an se fac analize, așa este normal, medicul de familie te cheamă să faci lucrul acesta, este spre binele pacientului. Și tot spre binele pacientului este să caute și ajutor din natură. Categoric. Iar gemoterapia ne poate ajuta cu 3 extracte gemoterapice minunate, care au fost folosite mai de mult și în fitoterapie. Bunicii noștri știau să folosească, de exemplu, frunzele de dud în diabet, pentru că sunt hipoglicemiante. Extractul din mugur de dud negru are un efect net de scădere a glicemiei, deci este hipoglicemiant, scade de asemenea colesterolul, crește sinteza de proteine, deci vedeți ce frumos acționează pe toată fiziopatologia diabetului. Da, deci extract din mugur de dud negru, pe care pot să-l asociez cu extract din mugure de nuc. Nucul de asemenea este ușor hipoglicemiant și este un antibiotic foarte bun. Și cum am spus mai înainte, diabetul ajunge să determine scăderea imunității și favorizează foarte multe infecții urinare, la nivelul pielii, la orice nivel în organism. Nucul mă ajută și din acest punct de vedere. Apoi mai este afinul, care știm toți că ne ajută la ochi, iar în diabet complicațiile oculare sunt foarte frecvente. Afinul mă protejează în felul acesta. Afinul de asemenea are ușoară acțiune hipoglicemiantă și protejează vasele în general de acțiunea negativă a colesterolului crescut sau a glicemiei crescute. Combinația acestora, extract din mugure de dud negru, extract din mugure de nuc și de mlădițe de afin, putem să o regăsim în produsul Polygema Glicemie, pe care atunci putem să-l folosim singur, această triplă asociere, 2 ml de 3 ori pe zi, așa cum scrie în prospect, evident a la lung. A la lung, însemnând nu 2 săptămâni. Nu, 3-6 luni, după care poate se face o pauză, se reia din nou, depinde și de evoluția pacientului. Tratamentul se individualizează. Dar așa cum tratamentele antidiabetice alopatele e pentru tot restul vieții, și cu produse naturiste te ajuți frecvent, da?
mai mult de două treimi din an, probabil pacientul va trebui să ia tratamente naturiste ca să refacă cât de cât, în măsura în care se poate, funcționalitatea pancreasului. De la anumită măsură nu se mai poate reface. De la anumită măsură, nici dacă complicațiile sunt severe, nu-și mai revine organismul. Degeaba vine atunci un pacient la medic și îi cere să-l facă sănătos. Nu se mai poate. Organismul se degradează și de la anumit nivel este foarte greu să-l ajuți. De aceea prevenția este extraordinar de importantă. Bun. Ce ne puteți spune despre stilul de viață sănătos pe care ar trebui să-l urmeze un diabetic? Multe. Bineînțeles, nu trebuie să mâncăm nimic dulce, ceea ce este foarte greu. Deci ajungi să-ți cultivi voința dacă vrei cu adevărat să tratezi și să ții în frâu această boală. Mâncarea, ați văzut, în cine are diabet știe, se recomandă să fie foarte bine structurată ca număr de calorii, ca și greutatea alimentelor și așa mai departe. Dacă ne stresează foarte mult lucrul acesta, nu trebuie să-l facem neapărat zilnic, dar trebuie să învățăm niște reguli de bază. Ce amestecăm, ce nu amestecăm, care sunt zaharurile, de ce nu e bine să amesteci carne cu cartofi. Deci legătura cu un nutriționist este foarte importantă și omul trebuie să învețe singur, să nu se bazeze mereu, să-l învețe celălalt ce are zilnic de făcut. Da? Este importantă mișcarea, este aproape la fel de importantă ca dieta, pentru că mișcarea mă ajută să detoxific organismul și îmi ajută celulele de asemenea să funcționeze mai bine. Obezitatea e un factor de risc în plus pentru evoluția nocivă a diabetului. Trebuie să-mi controlez restul manifestărilor. Dacă am tensiune mare, hipertensiune arterială, de asemenea să urmăresc regulile care trebuie impuse în această boală. Să nu mănânc sărat, efortul fizic trebuie să fie moderat. Se adună o gamă mai largă de reguli care trebuie respectate și de multe ori trebuie individualizate cu fiecare pacient. Am înțeles. Vă mulțumim foarte mult pentru informațiile pe care ne le-ați oferit. Cu mult drag. Iar cu dumneavoastră să ne revedem cu bine.